Salutare și bine ai venit la un nou episod din Catai Podcast. Înainte să-i dăm drumul la episod, vreau să le mulțumesc partenerilor de la Banca Transilvania, care susțin acest proiect și alături de care reușesc să fac episoade care să vă motiveze, inspire sau să vă pună pe treabă. De asemenea, ei și-au lansat și propriul podcast numit BT Talks, un show în care vei putea auzi povești de la oameni care inspiră sau lecții financiare care să te ajute să iei decizii mai înțelepte iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului Catai sau Catai Podcast. Vorbesc cu Andrei. Andrei. Pe Andrei îl știu de peste 10 ani. Eu te știu pe tine tu, nu cred că mă știi de 10 ani. Uh, te știu de peste 10 ani de când aveai book Blog. Și am început și știu că am vorbit cu tine chiar ieri despre, te-am urmărit și ai avut book blog și după aia ai lansat Spada și acum mai ești coach. Și mi se pare foarte interesant, chiar discutam tot așa cu tine ieri și ziceam că tu ești cumva rezultatul produsului tău. Dar bun, ce mă interesează pe mine, în primul rând să spui cum ai reușit să ajungi, Aici unde ai ajuns, tot procesul ăsta. Pentru că tu a trebuit să începi ceva, să termini ceva și să iei de la capăt. Luatul ăsta de la capăt, de la zero. Tot procesul. Cum pui bazele? Cum începi? Da. Eu sunt. Uh, am cumva. Ex, am experiența asta destul de mare de a o lua, destul de bogată, de a o, a o lua de la capăt și a, de a o lua de la zero, în special în viața profesională. Um, am început foarte multe proiecte în ultimii 17-18 ani, și multe dintre ele au fost de la zero. Și am devenit foarte confortabil în a face asta. Adică, ai zice că e, e una, una dintre zonele în care mă simt cel mai confortabil când e un teren gol și nu sunt resurse, și nu, nu sunt oameni, și nu sunt bani, și nu e nimic. Și um, îmi pun problema să încep ceva, atunci mă, mă simt foarte confortabil și cred că asta e ceva ce e o, e o experiență destul de specială, adică am văzut la puțini oameni. Pur și simplu s-a întâmplat să acumulez experiența asta. Și atunci mi-a venit foarte ușor să, să încep de la zero atunci când a fost nevoie. Acum începutul ăsta de la zero nu e chiar de la zero. Că e de la zero într-o industrie nouă de multe ori, dar eu nu încep de la zero. Că încep cu niște skilluri pe care mi le-am dezvoltat în timp, încep cu experiență de lucruri care au ieșit și lucruri care n-au ieșit, care au ieșuat uh, și încep cu o rețea de oameni care mă cunosc, care au căutat încredere în mine și atunci orice proiect care pare că începe de la zero nu e chiar de la zero. Uh, din punctul ăsta de vedere uh, n-aș zice că începuturile mi-au fost foarte grele, uh, aceste începuturi de la zero, însă uh, în același timp cred că mi-a fost mai greu să iau deciziile de a începe de la zero. Adică momentele alea în care am schimbat un proiect cu altul și au fost mai multe, sigur, astea de care ai vorbit tu, book blog, spada și partea asta de change strategist sau să zicem coaching mai generic, sunt bucățile mari, sunt proiectele cele mai mari. Dar în tot timpul ăsta eu am fost implicat și în alte proiecte, mai tot timpul am fost în cel puțin două, trei proiecte implicat și de fapt au fost mult mai multe momente în care a trebuit să iau decizia de a shiftui, de a schimba de pe una pe alta. Um, și decizia asta, în decizia asta m-a ajutat foarte mult în deciziile astea, m-a ajutat foarte mult uh, niște atribute, să zic, că nu le zice chiar calități neapărat, uh, pe care le, le, am și unul dintre ele este faptul că tolerez foarte greu, foarte prost. Uh, momentele în care nu sunt, ceea ce fac nu este aliniat cu mine. Adică, pur și simplu, și mult timp, adică știu că multă lume ar putea să vadă asta ca pe o calitate, dacă se vede prin perspectiva rezultatelor, dar nu e întotdeauna o calitate. Uh, pur și simplu, când simt că ceea ce fac nu mai are suficient sens, nu mai e suficient de meaningful pentru mine, mi-e foarte greu să mă păcălesc, să mă bulșituiesc, să stau acolo. Adică nu durează mult. Pur și simplu în momentul în care îmi dau seama că, nu știu, de exemplu în advertising, că industria nu mă mai reprezintă, că nu mai aduce foarte multă bucurie să fac ceea ce fac, sau că pur și simplu am găsit altceva care este mult mai meaningful și mai de impact pentru mine și pentru viața mea, în momentul ăla devine complicat să, să, să mai stau acolo și încep să fac planuri de a ieși. Ok. Am evoluat cumva în timp, adică în primii ani eu am avut mai multe proiecte din care am ieșit pur și simplu la un moment dat. Le-am făcut ca două, am cel puțin două, trei proiecte, unele măricele, inclusiv un business care făcea bani în care am cedat părțile mele către asociație, și am ieșit, pur și simplu. Pentru că am simțit că nu mă mai reprezintă ce se întâmplă acolo. Dacă în primii ani de, de experiență am făcut asta uh, mai impulsiv, să zic, poate, și nu-s neapărat un om impulsiv, dar uitându-mă înapoi, nu le-am gândit prea mult. În ultimii ani am început să le fac mai strategic. Adică, pur și simplu, în momentul în care îmi dau seama că nu, mai, nu mă mai reprezintă, încep să fac un plan în care la un moment dat să pot să ies și să mă mut către ceva ce are mai mult sens pentru mine, dar nu mai fac pur și simplu atunci. pur și simplu a, a, Încep să aștept momentul potrivit sau să-mi așez niște piese astfel încât să ies cu un outcome cât mai mare de acolo. Cam, cam asta zice că e, e o inabilitate de a mă de a mă obișnui cu uh, atunci când lucrurile devin proaste pentru mine, știi? Și e interesant, cum îți dai seama că nu mai, a, nu mai are sens pentru tine uh -huh. proiectul ăla? Cum îți dai seama? Bine, pe lângă poate bucuria pe care o ai sau poate pacea pe care o ai să faci lucrurile astea sau când te trezești dimineața, te gândești știi că sunt tot felul de strategii din astea dar tu cum îți dai seama când băi, până aici am eu fost și de aici o să renunț mă gândesc la pașii ăștia, la strategiile astea pe care vreau să le fac ca să ies din proiect, dar când, când îți vine primul gând să ieși și după ce ți-a venit, care sunt pașii tăi pe care îi alegi ca să poți să ieși, să spun așa, sănătos din proiect? Uite, cred că poate cel mai bun exemplu pentru asta este unul dintre primele business în care am fost implicat, nu știu, aveam 18-19 ani și construiam un business de web development împreună cu un asociat faceam uh, făceam site-uri uh, de astea, companii mici și medii sunam la pagina aurii într-o veselie cred că am făcut uh, din pagina aurii exista atunci nu știu cum mai există pagina aurii și uh, dădeam telefoane făceam cold calling am făcut pagina aurii de vreo 4 ori cap coadă dacă știi cât e, dădeam 200 de telefoane pe zi în fine uh, și el era un business în care am lucrat un an, un an și ceva să-l cresc și a crescut cu se binișor, ajunsese pe plus, făcea niște bani de un salariu decent la vremea aia. Uh, și m-am trezit într-o dimineață să mă duc la muncă și n-am avut chef. Zis, bă, n-am chef azi. Și cred că am avut, adică, sunt convins că sunt mulți oameni care ne ascultă, care se vor regăsi în genul ăsta de, de, de povești, că poate s-au trezit și ei și n-au avut chef să merg la muncă într-o zi, dar eu am simțit că e o chestie importantă atunci. Adică, băi, numai că n-am chef să merg la muncă, dar e, e compania mea, ce puțin în parte, adică eram asociat în ea și mi s-a părut că e ceva foarte fapt, în chestia asta. Că, adică, bă, n-ar trebui să se simtă așa, știi? Și am început să-mi pun niște întrebări și, mă, până la urmă, ce am făcut a, a fost că am ieșit din, uh, din compania și am început uh, bookblog.ro, fix după aia. Dar... Uh, Ăla sentimentul, e sentimentul că nu mă mai împlinește ce urmează să fac astăzi. Am mă trezesc dimineața și bă, nu, ceva nu e ok. E un sentiment de că ceva nu e ok, atât. Adică nu e greu de uh, apucat inițial, doar că eu am învățat în timp să fiu foarte atent la semnalele astea. Să nu le las să crească și să-mi explode, să explodeze în față, știi. Ăla e momentul în care acum, cu experiența anilor, uh, fac ceva ce atunci n-am făcut, dar acum, uh, dacă m-aș trezi cu asta, probabil că nu m-aș mai duce în ziua aia la muncă, aș, aș, sta și aș scrie toată ziua despre ce simt și ce poate să însemne asta și dacă am nevoie să schimb ceva sau nu. Și uneori, exercițiile astea se termină cu niște concluzii de genul băi, nu e, nu, e, nu e problema cu domeniul sau cu industria sau cu nici măcar cu jobul meu, cu ceea ce fac eu, este pur și simplu am nevoie să fac niște fine tuning, să schimb câteva chestii mici. Poate nu mai vreau să lucrez chiar cu clienți de aia sau mi-am mi dat seama că unii îmi plac mai mult decât alții. Sau... Și atunci, ok, răsuflu ușurat și mă, mă, duc la muncă și încep să schimb asta, ușor, ușor să o aliniez mai mult cu ce contează pentru mine. Alte ori, rezultatele sunt mai drastice. pur și simplu, bă, nu, e fact up complet ce se întâmplă aici, nu trebuia să ajung în punctul ăsta, acum am ajuns, ok, hai să vă cum îl schimb, cum stau cât mai puțin aici. Știi? Și dacă vrei să o rezumi, e E un exercițiu de awareness, de a fi conștient tot timpul de ceea ce simt, mă rog, de, de a încerca să fiu tot timpul conștient, că nu mi iese chiar mereu, și în același timp de a, de a face efortul să rămân aliniat cu valorile mele, da? cu ce contează pentru mine. Asta e interesant că vorbim despre o chestie care. vorbim despre prezent. Când în prezent uh, îți dai seama cum ești, cum te simți și îți dai seama că nu mai ceva, nu mai momentul la bucuria aia pe care o ai când te trezeai zilele trecute. Exact. Bun, dar când renunți la ceva și când renunți la chestia aia, deja cumva în mintea noastră, în mintea omului, ca să renunțe la ceva, deja trebuie să aibă un plan. Ok, am, am, ieșit de aici și mă duc aici. Cum ai ajuns tu de la book blog să-ți faci o agenție, ceea ce cumva în, într-un fel, dacă să ne gândim așa în termenul de oameni de marketing, e normal. Spunești un site, începi să fii cunoscut, lumea începe să ceară consultanță, tot mai mult și tot mai mult. Ok, hai să lansăm uh, o agenție. Dar pentru mine a fost cumva o, o mișcare 180 o, de grade din partea ta să te văd de la agenție schimbând direct la uh, strategist, la um, coach. Și a ieșit din, 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 din spada sau ce puțin? Așa se, uh, se vede că nu știu, a ieșit, gata, nu mai ești. Am, uh, am ieșit acum trei ani și ceva la nivel operațional, adică uh -huh. de acum trei ani și ceva nu m-am ocupat deloc operațional, nici n-am mai fost în aceleși, același birou cu ei. și. Uh, S-a ocupat uh, colegul meu, Daniel Rotaru, iar de un an și ceva mi și ieșit complet, am făcut exit, mi-am văzut toate părțile, spada a fost cumpărată de un grup mai mare, uh -huh. în decembrie anul trecut, deci nu, nu anul trecut, a cu 2 ani. Și acum mergi pe un lucru total diferit. Cum ți-ai dat seama să mergi pe lucrul ăsta? Pentru că asta mi se pare... Uite, vă vorbesc de exemplu, sunt oameni care îs la un loc de muncă și poate nu le convine, poate se simt plafonați, poate pentru ei momentul în care trebuie să schimbe. Cum își, dea, cum își dau seama? Și-au dat seama că trebuie să schimbe, cum își dau seama unde trebuie să schimbe. Mm -hmm. Da, e, îmi dau seama că din afară, și mi s-a mai spus asta, că din afară pare un pic disruptiv, așa, modul în care am sărit, în special de la agenție, la ceea ce fac acum la partea de, de coaching, de change strategist. Um, dar pentru mine nu a fost deloc așa. Deci dacă dacă de la bookblog.ro către spada și inclusiv ce alte proiecte din jur, trecerea a fost destul de naturală, adică pur și simplu am sesizat niște oportunități de business și am ales să, să mă mut dintr-o parte în alta și n a fost chiar o mutare, că eu am început spada când bookblog.ro, când eu mă ocupam încă de bookblog.ro. După aia mi-am dat seama că am nevoie de focus mai mare și am ales să ies din bookblog.ro ca să mă pot ocupa doar de spada, trebuie să iau o decizie acolo. Dar a, a fost cumva curs natural. Uh, Shiftul către partea de coaching a fost pentru mine natural, dar din afară s-a văzut mai puțin natural, cred. Uh, s-a întâmplat așa. Eu fiind foarte pasionat de dezvoltare personală și psihologie, și din ce în ce mai pasionat în ultimii 7-8 ani, am citit foarte mult, am lucrat foarte mult cu mine. Am fost la training, la workshop, la, am, am lucrat cu un psihoterapeut uh, ca client. Uh, cu, cu coach iarăși pe zona de business în special și am văzut cât de mult mă ajută și la un moment dat am ajuns aproape de mine conceptul ăsta de coaching și am simțit că dacă aș face o formare, așa se cheamă training-urile astea certific care îți dau certificare de coaching, formare, dacă aș face o formare în zona de coaching m-ar ajuta în tot ceea ce fac am simțit eu asta și m-am făcut research, mi-am găsit o formare la Noble Manhattan școală de coaching, am făcut acolo o certificare și mi-aduc aminte că le era foarte greu oamenilor de acolo, când vorbeam inițial, îi întrebam cât costă, cât durează, cât așa, ei tot încercau să mă încadreze într-un șablon de ăsta de client. Ok, dar tu ce vrei să faci după? Cu ce fel de clienți vrei să lucrezi? Cu ce fel de... cu corporate, cu zona de personală? Și eu nu vreau să lucrez nimic, vreau doar să fac formare. Și ăștia nu înțelegeau, știi? Că majoritatea oamenilor se duc și își fac formare că vor să practice. Eu nu aveam nicio intenție să practic. Și am făcut uh, formarea asta, a durat, nu știu, 6, 8 luni, 9 luni, nu mai știu cât, uh, și în cadrul formării a fost nevoie să fac și practică, că se completează niște fișe, trebuie să ții niște ore de practică, le raportezi, cum mai te să abordezi situația, cum a mers, ca să poți să să-ți dea certificarea. Și a fost nevoit să exersez, să practic și să văd ce înseamnă de fapt și din postura de coach. Uh, în continuare n-am aveam nicio intenție de a face asta. Am terminat asta, am terminat, mi-am luat certificarea, am început să lucrez așa ca un hobby cu un client doi pe săptămână, după ce mă întorceam de la spada și ce mai făceam eu, și am început să-mi placă din ce în ce mai mult. Și m-am întrebat și atunci, mă, dar oare aș face asta ca profesie? Era așa, o întrebare, nu aveam nevoie să fac asta, mă întrebam. Și răspunsul a fost de mai multe ori, nu. <laughs> Eram, nu, fiindcă, nu pentru că nu vreau, mi-e frică să nu stric de principiu. Fiindcă e un hobby atât de mișto și eu, o, o fac cu atât de multă plăcere și e atât de meaningful pentru mine, încât cred că dacă aș pune pe asta presiunea de a o face o profesie, s-ar putea să nu, nu mai simt la fel. Eu, având istoric de, făcând, de făcut chestii de genul ăsta în trecut, adică am tendința asta de a transforma hobby-urile în ceva profesional și după aia pune, a a o face despre performanță și... E, și am făcut asta un an, jumate, poate chiar doi, așa. După care ușor ușor am reușit să reu în paralel să la, la agenție la Spada să reușesc ceea ce mi-am propus de pe la 17 ani să fac, doar că s-a întâmplat vreo 14 15 ani mai târziu. Uh, și anume să fac o companie care să funcționeze fără mine. Perfect, automatizată uh, independentă de mine. Și natural, s-a întâmplat la spada să miasă -mi cam în perioada aia. Pur și simplu am decis că vreau să pun uh, uh, manager în locul meu să deleg colegului meu partea de management. Uh, am dat către, delegat către el management am mai stat un pic așa mai atent să văd să nu se întâmple ceva nasul pe acolo, că na, era prima dată când făceam asta pe bune, să deleg 100% tot. Și apoi am văzut că merge. Și a mers bine, inclusiv după ce am delegat. Uh, și mi-am dat seama brusc că ok, am pentru prima dată, am foarte mult timp liber. Partea de bani nu mai, nu mai era o presiune de niște ani deja. Și a, a apărut întrebarea, ok, now what? aș putea să pornesc un nou business, cum eram deja obișnuit să fac, dar cumva ceva din mine spunea că, bă, dar cred că vrei de fapt să faci mai mult coaching, știi? Și s-a creat o oportunitate, a apărut o, atunci o oportunitate în care un cunoscut de-al meu m-a sunat și era, era CEO la o companie din Iași și m-a întrebat, auzi, dar n-ai niște timp de că știa cumva contextul meu, că sunt un pic mai liber și ce n-ai chef să faci niște consultanță? Și eram, bă, eu cu consultanța nu prea, nu prea cred așa în consultanță uh, și zic fac, până la urmă zic fac la o companie de 70-80 de angajați, ceva de genul să nu știu câți erau, oricum mulți, erau mult mai mari decât companiile pe care le-am avut eu și erau o altă experiență și mi-am zis băi fac, dar eu vreau să pot să și execut eu, adică vreau putere operațională, nu vreau doar să-mi dau cu părerea și să mă bazez pe faptul că o faceți voi, că nu, nu-mi place consultanța asta vreau să fiu hands-on. Și mi-a da, exact asta vreau și eu, perfect, în coci. Și am luat acest contract de consultanță de a le construi de la zero un departament de marketing pentru o companie care creștea destul de mult în perioada aia. Și a fost foarte mișto ca experiență și am zis, ok, în timpul ăsta uh, dezvolt și partea de coaching, că nu era o chestie full-time, era na, consultant, un proiect destul de mare, dar de consult, din poziția de consultant. Și în timp, ce făceam asta, am început ușor-ușor să fac și coaching și cu oameni membri din echipa de management ale acestei companii. Și am ajuns ca. după ce am construit departamentul de marketing și am pus un om în locul meu, am angajat pe cineva din afară, am delegat tot, că asta era planul de la început, fac departamentul și ies. Uh, Să-mi propun, auzi, dar nu vrei să rămâi să stric pe poziție de coaching cu echipa, toată echipa de management și să fii parte din echipa de management? A fost o, o oportunitate foarte mișto pe care am și luat-o și de a fi parte la toate deciziile astea, business cu o echipă de management de 7-8 oameni, business internațional, lucrau foarte mult cu Silicon Valley, adică o experiență foarte interesantă pentru mine, plus mă lăsa să fac și mai mult coaching. Și am făcut asta și în paralel în dezvoltam și practica mea dincolo de acest client. Iar când am terminat, după vreun an jumate, când am terminat de contractul cu ei, am rămas să fac asta, fiindcă deja se schimbaseră multe. Între timp am, am simțit nevoia să mai fac o a doua formare de coaching, să am o altă abordare și am lucrat pe, pe o formare din Statele Unite cu Tony Robbins și cu Chloe Madani și mi-au dat o altă perspectivă și m-a ajutat să am niște rezultate și mai bune, să văd că pot să ajut și mai mult pe oameni și asta cumva a alimentat faptul că mi-am dorit să fac asta din ce în ce mai mult. Am văzut că îmi și iese, am văzut că cât de rewarding e din punctul ăsta de vedere al oamenilor care, care se schimbă lucruri importante în viață și la un moment dat m-am întrebat, băi, dar de ce n-aș face doar asta, de fapt? Și mi-am dat seama că aveam așa, aveam o reținere. Mă, nu cred că aș vrea să fac doar asta. Și mi-am dat seama că reținerea mi-a mi luat, mi luat, un pic. Mi-am dat seama că reținerea aia era o problemă de identitate fundamental, cu care acum, pe care acum o observ la mulți dintre clienții cu care lucrez unul la unul. Probleme de identitate la modul că eu în capul meu întotdeauna eu am fost antreprenor eu n-am fost angajat niciodată. De la 17 ani am început să fac antreprenoria, mai bine, mai rău, dar asta am vrut să fac. Um, și identitatea mea, în identitatea mea eu eram antreprenor. Iar ideea de a, de a face profesional ceva în care încep să schimb timp pe bani și să vând ore, că asta e coaching-ul, e o formă de consultanță până la urmă, doar că mai, na, mai punctual, mai spre psihologie. Era de neconceput, adică nu avea niciun sens. Am muncit 14-15 ani ca să ajung să pot să plec în vacanță două luni și că mă întorc să fie firma în picioare și să am și banii timpul ăsta și acum să dau pe time versus money, nu avea niciun sens. Și aia a fost o decizie complicată, nu emoțional, emoțional știam ce vreau să fac, dar rațional, pe foaie, am lucrat un pic cu mine și până la urmă mi-am dat seama că băi, dar eu, eu vreau să fac asta nu pentru bani. Deci, -au cum, banii nu au cum să fie criteriul principal. Mai ales că nu, nu mai sunt o problemă reală pentru mine. Știi? Adică, eram destul de ok pe partea financiară și am fost păta da, dacă nu e despre bani, de ce-aș băga banii în ecuație. Și mi-a dat seama că e despre impact, despre a ajuta pe alții. Și am zis ok, atunci o să mă apuc să fac asta cât de bine. Doar asta, doar coaching cât de bine pot eu și să ajut cât de mult pot oamenii și o să am încredere că cumva pe acest parcurs voi găsi o modalitate prin care să merite și din punct de vedere financiar și să merite nu înseamnă să supraviețuiesc, că, again, nu aia era problema, și să merite să-mi rezolve mie mental ideea că acest, un fel de, acest fear of missing out, că asta e până la urmă, că renunț la niște super potențial pe partea de business scalabil, indiferent ce aș face, pe o chestie care teoretic cel puțin nu prea scalează bine. Că ai un număr limitat de ore într-o zi, cu oricât taxezi ora aia, tot complicat ești. Și aia a fost decizia, și. -am, adică, mi se pare că a fost una dintre cele mai bune decizii în viața mea, n-am zero regret. Când alegem să ne schimbăm joburile și ne schimbăm industriile și proiectele, știi, de obicei părinții noștri. Ei sunt obișnuiți cu stabilitatea, ai un job, mergi acolo, să fii ok și totul e bine. Și mi-aduc și acum aminte, acum aproape 10 ani, uh, m-am dus la taică-mea și am spus, uite, trebuie că o să mă mut în Cluj. De ce? Am primit un job, aici e prietena mea, avem gânduri serioase, vrem să ne căsătorim, știi, chestii astea. Ok, uh, și câți bani îți dau? Păi, uite-te... Păi faci un calcul, îți dau ca să-ți acoperi uh, chiria? Da. Uh, îți dau ca din ce după aia, după ce îți plătești chiria, mai ai bani de cheltuială? Da. Și îți mai rămân și ție bani de buzunar? Da. Uh, ok, du-te. Uh, dar totuși am văzut în ei cumva o, o chestie asta foarte ciudată de uh, nu i mai bine aici, nu-i mai, okay, ok, adică mergi în Cluj, noi nu suntem acolo, nu te putem ajuta. Și observ că au, au avut o tendință de frică de, de uh, stabilitate. De schimbare Da. De nevoie de stabilitate, exact. nu frică de schimbare. Exact, exact. Mm -hmm. da. Și mă gândesc așa la oamenii care vor să schimbe, știi? Se uită, ok, bine că aici, dar nu mi-aduce plăcere. Și când vreau să schimb ceva, o, poate o să fiu instabil o perioadă, cât o să fie perioada aia? Cât de instabil o să fiu? Știi? Și cumva pe, pe mie asta e cumva poate o, o, o roată pe care tu nu poți să o controlezi. E ok dacă cum, cum vorbeam și de-asta cum, cum vorbeam și ieri de, de experiență, de proces. Știi? Intri în intri, intri experiență și vezi că experiența asta poate te ajută. să dai seama dacă ai făcut o decizie bună sau nu. Și cumva, sau să mă gândesc, cum pentru mine o meso totul normal, o totul parcă organic, natural. Dar nu aveai o frică în care, bă, dacă nu o să meargă? Da, și cred că e o întrebare pe care mulți oameni și-o pun și, și ar fi pus-o poate mai mult decât mi-am pus-o eu în contextul ăla. Um, antreprenoriatul te educă un pic cu chestia asta. Pe mine m-a educat, clar. Adică eu, adică, ca profil, sunt un om destul de temător, aș zice, știi? așa că mă uit la mine în copilărie și am avut și o copilărie care a contribuit un pic la chestia asta. Însă m-am expus atât de mult cu antreprenoriatul în anii ăștia, adică am trecut prin atât de multe lucruri și bune, dar și nasoale rău, încât uh, am învățat că uh, am învățat ca pentru mine uh, normalitatea de multe ori să fie ieșirea din zona de confort. Adică nu, mă, nu mai am așteptarea că ar trebui să fiu tot timpul confortabil. Știu că o să mă simt inconfortabil. Și am un istoric, e, e, cumva dacă vrei să o reduce despre încredere în sine, dar încrederea asta în sine se, se construiește dintr-un șir lung de momente în care n-ai avut curaj, totuși, din diverse motive, ai făcut pasul înainte și ai văzut că nu s-a întâmplat chiar așa rău ai supraviețuit. Și după ce faci asta o dată de două ori, de șapte ori, de nouă ori, chestia asta e ca un mușchi care se antrenează și încep să percepi riscurile astea un pic diferit de majoritatea oamenilor. Văd că e un risc acolo, sunt genul care gândește pe ramificații și strategii și tu ai să acoperi cât mai multe dintre scenarii și sunt genul ăla. Însă în același timp am învățat că frica nu poate să mă oprească. Adică orice chestie pe care, orice decizie pe care o iei din frică, eu o văd ca fiind fundamental proastă. Adică nu poți să lași frica să te oprească. Eu ok, nu spun că nu o să ai, o să ai. Cumva cred că majoritatea oamenilor au chestia asta. Bă, dacă mi-e frică, înseamnă că sunt pericol. Bă, nu. Sunt foarte multe momente în care ne e frică și nu suntem deloc în pericol. Se cheamă anxietate. Știi? E frică de ceva din viitor care ar putea să se întâmple sau să nu se întâmple. Știi? Eu am învățat cumva, în continuare, mi-e frică de foarte multe ori și uneori pe, pe niște subiecte nejustificat, știi? Dar am învățat să nu mai am atât de mare încredere în chestia asta, să, să am mai multă încredere în faptul că, băi, au mai fost momente din trecut în care am simțit genul ăsta de frică și s-a dovedit că nu a fost chiar așa. Și am ales să merg înainte și să, să nu fiu ținut pe loc și e cumva, cred că a devenit, fără să-mi propun neapărat, dar cred că a devenit un principiu așa, adică uh, nu neapărat, că adică nu, n-aș zice aruncă-te întotdeauna în frică, nu mai știu chiar acolo, că se pot crea traume, să nu știu ce, dar cred că îi dăm un pic mai mult atenție decât e cazul, știi? Și în momentul ăla mi-aduc aminte că în momentul în care am luat decizia de a mă muta de la, uh, către, de a face 90% în timpul meu, ca să nu zic chiar 100%, că încă mai sunt implicat așa în câteva proiecte de business, dar 90% din timpul meu către partea de, de coaching, de lucrat cu oamenii, unul la unul, uh, Mi aduc aminte, primul lucru pe care l-am făcut a fost, uh, după ce am luat decizia, a fost să mă duc să-mi caut un sediu da? sunt în București, să-mi caut un loc în care să mă pot întâlni cu oamenii, să fie biroul meu. Da? Și știu că vorbeam cu prietena mea și m-a întrebat, zice, dar tu ai clienți care să acopere măcar costul sediului? Nu. Era, nu. Am gen jumate din costul sediului. Și. Mă rog, nici n nici insistat pe chestia asta, dar știu că m-am gândit atunci, mi-am dat seama, băi, dar chiar. N-ar trebui să-mi pun problema asta, că nu mi-e mi pusesem până în momentul ăla. Și mi-am dat seama că, băi, nu, fiindcă. Uh, sunt dispus să fac chestia asta un an, doi ani, cât îmi ia, până când ajung să, să o fac să fie sustenabilă pentru mine. Și dacă ia doi ani, ok, îmi permit să fac asta doi ani, ok. Și vreau să o fac, da, atunci nu e niciun dubiu. Și după aia m-am dus fulin, cum se cheamă, știi, adică, cum se spune, mi-am mi pus toată energia acolo și nu, nu mi-a mai dat voie să mă gândesc că planul B, planul C, planul D. Nu, frate, ai decis? Ok. Când ai decis, go ahead. Și, am și, ma, și asta m-a ajutat de-a lungul timpului și cred că e un skill învățat tot în business, că când e o decizie, iau. Adică sunt oameni care și eu am fost, adică nu că toți suntem, înainte de a acumula experiență, avem chestia asta, suntem cu un picior într-o barcă și cu celălalt în altă barcă, știi? Stai, aș putea să fac aia, dar parcă aș putea să fac aia și fac doi pași în stânga și trei în dreapta și după încă doi în stânga. Dude, decide și own it. Uh, și cumva asta e o convingere de-a mea, că de cele mai multe ori, o decizie luată azi, fie ea și proastă, valorează mai mult decât o decizie extraordinară luată peste trei luni. Și cred asta. Cred că e mai important să fim capabili să luăm decizii decât să luăm decizii bune. Știi? Mă uit în jur și, și la clienții, o parte dintre clienții cu care lucrez. Uh, mi se pare că ce îi ține de multe ori pe loc este indecizia. Nu deciziile proaste. Că din decizii proaste, slavă Domnului, am făcut și eu de m-am plictisit, adică, dar măcar înveți din ele. Problema e cu oamenii care evită decizii, pentru că au impresia că în felul ăsta nu se întâmplă nimic. Dar se întâmplă și așa. Doar că nu ai fost parte din, din, din ce se întâmplă și n-ai decis-o tu. Da. Până la urmă, expunerea te responsabilizează, în primul rând. Expunerea în sine te responsabilizează că ai luat decizia de ok, mă expun. Știi, ca și antreprenor, ok, mă expun sau mă expun uh, proiectul, mă expun businessul. Și în momentul în care tu iei decizia asta și îți asumi decizia asta, îți deja, părerea mea, sunt două lucruri câștigate. Adică expunerea te ajută să fii mai responsabil și te ajută să uh, iei decizia că e bună, că e proastă. Ai deja o altă discuție, dar sunt două lucruri pe care, pe care eu unul, de exemplu, la școală nu am învățat. Da, asta. nu se învață și ai spus o chestie foarte importantă. Cred că este vorba despre asumare fundamentală. Și știi cum e chestia cu asumarea? Cred că noi oamenii de multe ori nu ne asumăm complet lucrurile pe care le facem, deci o decizie, da? Nu ne asumăm complet pentru că ne e frică că ne vom dezamăgi pe noi și ne e frică de cum vom, put de cum vom putea să nu vom putea gestiona emoțional asta. Adică, uite, uh, decid că mă apuc de freelancing, că tot e un trend acum, da? decid că îmi dau demisia și mă apuc de freelancing, uh, dar în mintea mea nu mi-o asum complet și eu zic, băi, nu, mă, uite, o să testez freelancing o lună, două, că oricum nu-mi place jobul ăsta, și după aia dacă cumva între timp găsesc un job mai mișto, mă duc acolo. Dacă nu, vedem și cum merge freelancing -ul. Asta este o asumare incompletă. Pentru că ce ți spui tu de fapt este o să încerc asta, dar dacă cumva nu merge, am un backup plan. Ceea ce fundamental nu-i greșit, că normal că ai un backup plan. Întotdeauna ai un backup, adică întotdeauna, nu neapărat un backup plan, dar întotdeauna dacă ceva se dovedește că nu merge, poți face altceva. Da? Deci nu e ca și cum trebuia să o pui în scris. Dar asumați că vrei să faci freelancing și apucăte de freelancing. Și dacă la un moment dat, peste X luni sau ani, realizezi, înveți despre tine că bă, eu nu sunt făcut pentru asta, sau nu-mi place, sau preferam stabilitatea jobului, sau poți oricând să o schimbi. Dar în momentul în care, de la început, tu pleci cu asta asumată doar parțial, ce se întâmplă este că tu vrei de fapt să-ți lași. Uh, o portiță de ieșire. E, e, e foarte. Nu e, știu cum să zic, parșivă, cred că e, nu găsesc alt cuvânt. Uh, ideea asta și o avem cu, cu toții, cumva, noi, că ne gândim așa, băi eu o să încerc. Dar dacă cumva nu mi iese, pot să mă bulșituiesc, conștient sau mai puțin conștient, că da, mă, dar nici n-am făcut chiar tot ce ținea de mine. N-am făcut chiar tot. Aș mai fi putut, adică m-am hotărât eu la un moment dat să mă angajez, dar dacă chiar stăteam pe freelancing, rupeam, știi? Pentru că e, e mult mai confortabil să poți să-ți spui asta din nou conștient sau mai puțin conștient decât să zici, bă nu, adevărul că am dat tot ce ținea de mine și n-am reușit. Știi? Majoritatea oamenilor au o problemă cu chestia asta. Are o problemă cu chestia asta. Adică se gândesc că că nu vor putea gestiona emoțional asta. Le, că le va afecta self-esteem-ul atât de puternic încât bă, mai bine să nu riscăm. Și din nou ce, ce e tricky aici e că în majoritatea cazurilor tot procesul ăsta descris de mine se întâmplă la nivel subconștient. Adică nu e că și-o și zic sau și-o scriu pe foaie. Dar subconștient asta se întâmplă, știi? Și cumva își lasă tot timpul acolo un 10%, un 20% din energie, din potențial nefolosit ca să, fi, ca să funcționeze ca scuză, știi? Dacă nu le iese. Și sigur că vine din, din, cum am fost crescut și din partea de încredere, păi de asta, cum am lucrat cu încredere. Asta e cumva sindromul ăsta în care lasă treaba aia acolo că poate o să o folosim acum, nu o arunca încă. Ai folosit-o în ultima lună? Nu am folosit-o, dar nu știu niciodată când ai nevoie de ea. E și similar, atunci am, da. Încep să strângi toate gunoaiele și odată pe asta este de ce am, de ce mai am asta, de ce mai am asta, de ce mai am asta. Dar e o chestie pe care cred că, vezi, pe, pe mine cumva asta mă frustrează, că în școlile noastre nu, nu ne învață curajul de a, de, a, de a lua o decizie, știi? Ok, nu ți-ai făcut tema, de ce nu ți-ai făcut tema? Asumă-ți. Mi s-a părut o temă proastă, bun, ok, dă-mi o temă bună. Cumva, sau ai curajul să faci altceva? Ideea asta de expunere și de, 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 de a-ți asuma și de a lua decizii, sunt lucruri pe care, din păcate, în educația noastră în școlile noastre, nu nu, nu le înveți. Da. Și mergi la facultate de business și te învață, habar n-am ce te învață, și vrei să fii antreprenor. Păi, da, mă, dar hai să-mi găsesc un job și să fiu și antreprenor, știi? Și atunci cumva, pentru mine, e foarte interesant și mă tot gândesc la, din nou, online-ul îți -a oferit posibilitatea să te expui. Și pentru mine, uh, online-ul a fost un uh, a fost o cheie foarte importantă în lansarea podcastului. Când am scris, ok, urmează să lansez un podcast. Și săptămânal țineam ca un fel de journaling. Mi-am găsit domenii, mi-am găsit nume, mi-am cumpărat microfoane. Pac. A doua oară uh, mi-am instalat WordPress și, știi, tot spune. Dar nu neapărat pentru uh, a, a mă lăuda. Ci mai degrabă pentru că m-am expus și am vrut să-mi asum decizia. Și mi-am asumat decizia, ok, fac 50 de episoade și după aia vedem ce o să se întâmple. Și pur și simplu m-am expus și mi-am uh, uh, mi asumat și am luat o decizie. Îs trei lucruri, din nou, la care mă tot gândesc acum. Cât de importante sunt și cât de vitale sunt pentru noi și de multe ori credem că. A, nu mă mai expun că lumea o să zică după aia că. Cred că și. Viața, în general, dar cu atât mai mult, mediul de business recompensează genul ăsta de acțiuni, știi? Mai mult decât crede lumea. Adică sunt niște rezultate un pic disproporționate pe, în, în bine pe care oamenii care fac genul ăsta de, de lucruri le obțin, știi? Și dacă, dacă te duci și spui asta unui om care poate nu face asta sau o face mai puțin, de multe ori ce o să primești înapoi este da, da, sigur o să-mi dea mai mult, știi? Nu, nu sigur. Tocmai asta e chestia. Nu sigur. Adică e... Uite, s-ar putea să fie destul de puțin popular ce o să spun acum, dar uh, e... Dacă există un sistem și e discutabil în mod cert dacă există un mod, un, un, un echilibru în lume, un nivel de fairness, știi, de cum funcționează lumea asta, cum vrei să că e universul, nu știu, uite de cum vrei la Dacă există un nivel de fairness, atunci uh, hai să ne gândim un pic. Ai doi oameni, uh, ambii preferă să fie confortabili, da? Să nu se expună, să nu se simtă în pericol, să nu facă lucruri care. să nu iasă din zona de confort foarte mult. Uh, și la un moment dat, unul dintre ei zice, bă, nu, eu, eu risc, eu risc niște chestii. Eu o să-mi asum, să râdă lumea de mine, fiindcă vreau să fac un proiect, să zicem. Și se pune într-o zonă inconfortabilă pentru o perioadă din viața lui, mai lungă sau mai scurtă. Și e greu, e mai greu decât al lui alt. Și uh, la un moment dat, amândoi ajung să aibă aceleași beneficii. E asta fair? Ar fi fair? Să ajungă 5 ani mai târziu unul care a stat tot timpul în zona de confort și celălalt care a ales să iasă din zona de confort și să aibă aceleași rezultate? Că mie nu mi se pare fair. Mie e fair, mi se pare, ca omul care și-a asumat mai multe și a muncit și a fost dispus să iasă un pic din zona de confort să aibă niște beneficii mai mari. Ceea ce se și întâmplă majoritatea cazurilor. Dar e, cred că ne-am obișnuit cu chestia asta. E, e o, problemă de responsabilitate fundamental, de asumarea responsabilității. Știi, noi vrem, vrem, de foarte multe ori beneficii de adult cu prețul de, prețuri de copil. Că, știi, când eram copii și aveam zero sau foarte puțin responsabilitate și nu ne întreba nimeni, bă, dar ți-ai câștigat pâinea asta sau ne veneam poate de la școală la un moment dat, dar în, la un, înainte de asta nici măcar de la școală și aveam foarte puține responsabilități și primeam lucruri. Și după aia creștem și devenim adulți și zicem, păi da, acum vreau din ce în ce mai multă libertate. Pentru că na, copil fiind, n-ai responsabilități, dar nici foarte multă libertate, nu e ca și cum dacă ai chef să pleci nu știu unde, poți să pleci singur. Sau ai bani să pleci singur? Că n-ai, știi, de cel mai multe ori. Adică n-ai mijloace ce să o faci. E, dacă reiești, te vii adult și zici, ok, a acum aș vrea și eu să am independență, să am libertate, să am bani, să mă duc în vacanțe, să a, fiu respectat, să vreau chestii. Mă, da, vrei niște libertăți în plus, fundamental, da? Niște loc de mișcare. data dar vezi că există un preț. Trebuie să-ți asumi un pic de responsabilitate. Un pic mai multă decât la 4 ani sau la 7 ani. Știi? Un pic mai multă. Uh, e și noi de multe ori ne trezim într-un context ăsta în care ne uităm în jur, poate ne uităm pe social media da, de, de multe ori și vedem prietenul, fostul coleg, vecinul, pe cine vedem noi acolo și ne uităm că ăla se duce în, nu știu, vacanțe pe care noi nu le permitem sau că nu e vorba doar despre bani, care niște lucruri, poate expunere, poate vizibilitate, poate aprecierea celorlalți, are niște lucruri pe care poate ni le-am dorit și noi. E, ce spun eu este hai să facem doi pași și să ne uităm și la responsabilitatea pe care omul ăla și-o și asumă. Că poate omul ăla, la 17 ani, la 22 de ani, la 30 de ani, și-a asumat niște riscuri pe care tu n-ai fost dispus să ți le asumi. Poate că a avut o viață un pic mai grea, o perioadă mai scurtă sau mai lungă, care acum îi aduce beneficiile alea. Și e fair să fie așa. Adică dacă există un sistem de fairness în lume, cam așa ar, ar avea sens să funcționeze. Ceea ce ne duce la, la ideea că practic o idee care nu-i nouă deloc, că, că, libertatea vine la pachet cu responsabilitate. Vrei multă libertate? asumă multă responsabilitate. Da, vrei să, fii, să, ai libertatea de a înțelege singur programul? E, trebuie să-ți asumi niște chestii, ca altfel te duci de parchezi într-o companie, nimic greșit cu asta. Cred că unii oameni sunt mai fericiți în angajați decât antreprenori sau freelancers, deci nimic greșit în asta. Doar că trebuie să conștientizezi care e pachetul pe care vrei să ți-l asumi. Cam câtă responsabilitate ești dispus să ai și, în consecință, vei avea un anumit nivel de libertate. Da? Pe chestii foarte clare, da? Sunt oameni care și-au asumat, de iau extreme, în business și-au asumat super multe responsabilități, dar poate să plece în vacanță când au e chef și să stea cât vor ei. Ai libertate maximă pe vacanță. Sau au libertatea de a-și alege să mănânce unde vor sau să-și ia ce haine vor ei. E o libertate. Da? E o libertate câștigată prin responsabilitate de cele mai multe ori. În mare parte în cazuri. și sunt în extrema cealaltă oameni care zic, băi, eu nu vreau să-mi asum nimic. I just show up. Eu vin la 8 la birou, voi ziceți ce să fac pas cu pas. Nimic nu vreau să-mi asum. Nici măcar poziție de project management în această corporație. Nu vreau să-mi asum nimic. Ok. Dar în momentul ăla, din punctul meu de vedere, și again, știu că o să fie nu foarte populară asta, dar Îți cam pierzi dreptul să, să te plângi că, nu știu, pleci la 7-8 seara și că nu poți să pleci în vacanțe cât 21 de zile pe an. Dude, e pachetul pe care l-ai ales. Poți să-l schimbi oricând. Știi? Interesant că prin responsabilitate îți vine și autoritatea. Da. Și nu mă refer la autoritate, îți asumi și te pun project manager și team leader. Dar vezi aici, uh, mă gândesc la cei doi oameni pe care despre care spuneai tu. Ăla care alege să, să facă cei doi pași, El uh, are curaj să se expună, dar îl văd și un inovator. Să găsească uh, o oportunitate și să facă pasul ăla către... Uh, către ceva nou, către ceva mai mult, știi? Știi chestia asta când vreau ce, altceva, vreau ceva mai mult, altceva, alt, ok, e bine aici, dar vreau ceva, îi dorința e de vrea ceva mai mult, ok, asta înseamnă să mă expun, mă expun, asta înseamnă să mă risc, mă risc, asta înseamnă să îmi asum, îmi asum. Dar inovatorul ăsta are părerea mea, sună puțin așa ciudat, are un, un blestem mm. de multe ori. El deschide poate o ușă și după aia vine celălalt după el și are aceleași câștiguri, știi? Uneori chiar mai mari. Uneori, da, uneori da, chiar mai mari, da, știi? Pentru că beneficiezi de experiența pe care a generat-o exact. primul. Exact. Da, da. da. Din experiența mea, genul ăsta de, de motivații pot veni din mai multe părți. Adică, poți să-ți dorești să fii deschisător de drumuri dintr-o nevoie de varietate, dintr-o nevoie de. A Pur și simplu, vreau să explorez chestii noi, să merg unde alții n-au mers, să văd ce e acolo. Da? Sau, poți să-ți dorești să, să deschizi uh, drumul și să fii pionier pentru că uh, asta îți va aduce vizibilitate și atunci, e fundamental, o chestie despre significance, despre a simți că, enough, că am contat, că sunt și eu cineva pe lumea asta, uite, am făcut ceva, știi? Uh, poate fi dintr-o nevoie, pur și simplu, de growth, de a crește, de a mă dezvolta. La mine, fundamental, despre asta e. Adică la mine nu e atât de mult despre varietate, nu mi-am dorit să fiu, nici nu simt că am fost neapărat mare pionier sau uh, inovator măcar. Uh, cred că în multe cazuri, dacă mă uit pe ce am făcut, pur și simplu am executat mult mai bine niște lucruri pe care le făceau și alții. Că mie, mie mi se pare că sunt mai degrabă în zona de uh, a învăța de la ce au făcut oamenii dinainte și a le face mai bine, știi? Așa, dacă m-aș poziționa undeva. Însă, fundamental a fost despre nevoia mea de a crește, despre curiozitate, dacă vrei. Îmi doresc mai mult, cum spune tu, dar îmi doresc mai mult pentru că uh, simt că despre asta e viața: despre a explora potențial și despre a uh, trăi cât mai mult, știi? Și poate cât mai divers și cât mai intens și cât mai. Și atunci. Uh, da, am căutat uh, oportunități prin care eu să cresc. Ok, și astea m-au dus în niște contexte în care s-au creat proiecte, s-au creat niște joburi, s-au creat niște lucruri în jur, știi? Dar fundamental, să nu ne păcălim, a fost despre și este despre mine, este despre noi. Doar că uneori a, a, în drumul ăsta, pentru unii oameni, în drumul ăsta de, de a-ți atinge tu potențialul și a face să fie bine pentru tine, ajungi în niște contexte sau te pui în niște contexte în care Ajut și pe alții sau schimb lumea în bine un pic, știi, sau mai mult. Ok, asta nu, nu face ca motivația inițială să se schimbe. E despre a ne atinge potențialul. Dar este de a, de a face asta prin, printr și printr-o formă de, să zicem, contribution, în coaching sau cum e în terapie, cum e în toate zonele astea, știi. Poți să-ți aduci. Să aduci potențialul și să-ți atingi potențialul și prin alte forme decât prin expunere? Nu cred. Însă, expunerea asta nu e atât de. Um, ne, ne, sunt mai multe moduri de a te expune. Și uh, cred că în special oamenii care s-au alimentat foarte mult cu zona din zona asta de self help american. Uh, de multe ori au, au, au prins. eu, Inclusiv eu an de zile, am prins greșit uh, conceptul de expunere pentru că uh, Expunerea asta, deci a te arunca complet în afara zonei tale de confort, ca asta e expunerea. Eu sunt confortabil aici, dar mă arunc într-o chestie, simt că mă depășești, o să fie greu, nu știu cum o să trec peste, dar fac. It, o fac și sper să ies. Da? Chestia asta, care e foarte împinsă de modelul american, are o singură problemă. Are un potențial foarte mare de a crea traume. Și există conceptele de post-traumatic growth și post-traumatic stress adică după traumele alea, se poate genera o creștere, poți să înveți niște lucruri foarte puternice de acolo, tot a durut, dar măcar ai învățat niște chestii și te ajută în viitor, da, dar poate să se întâmple să rămâi cu niște probleme de acolo, pe care după asta, care după asta te încurce sau să fie nevoie să le rezolvi. Și nu știi, adică aruncarea asta într-o zonă complet necunoscută de multe ori e traumatizantă. Cealaltă variantă de a, de a obține, de a face, de a te expune este cea împinsă de, de est, de zona asta orientală, estică, budistă, cum vei tu, în care îi zic, păi da, ai nevoie să te, să, să, ți mărești zona de confort, dar o mărești din interiorul bulei. E ca și cum tu ai o bule, ești într-un mijloc, în centrul unei sfere, care e zona ta de confort, te duci frumos până aproape de pereții sferei și începi să împingi ușor în pereții sferei. Și ușor ușor mai, mai încet decât în cealaltă variantă, zona ta de confort crește. Dar practic tu tot timpul funcționezi la limita zonei tale de confort, dar în zona ta de confort. Și adică sunt, sunt aproape inconfortabil aici. Și aici funcționezi până când devin confortabil și aici. Mă duc după aia doi pași mai în față, știi? E uite, ca să dau un singur exemplu, ca să poate poate mai... facem mai practică discuția. Um îți povesteam despre perioada în care am făcut vânzări, mi am făcut destul de mult vânzări pentru businessurile mele în mare parte. Și eu fiind o fiere foarte introvertită și um, cu skilluri sociale destul de proaste, mai ales la început, sigur e foarte educată acum, dar încă se mai mai transpar așa în adevările astea sociale. Um, partea de vânzări de pagini aurii, știi? Te da telefoane la niște oameni care, de principiu, nu vor să te audă și nu vor să le vinzi nimic, știi? Adică e destul de, a fost destul de complicată. Dar, în perioada aia a fost o ieșire majoră din zona de confort pentru mine. Să stau și să dau 200 de telefoane pe ei, să iau, să iau probabil 190 de refuzuri directe cu înjurat sau trântit telefonul, știi? Și să am atât de puține reușite, statistic, a fost foarte dureros, știi? Mi-aduc aminte, literally, că primele săptămâni de făcut asta, aveam zile că mă duceam acasă și plângeam de cât de dureros a fost. Dar era ok. Este e singurul mod de a crește business. Trebuie să învăț asta. Și cu script și îmbunătățeam creșterea. Adică a fost dureros pentru mine. Asta, de exemplu, aș încadra o... Adică dacă ar fi să o fac mâine, probabil că n-aș mai face așa, știi? Pentru că, deși mi-a adus niște rezultate importante, era o perioadă în care noi semnam 4-5 contracte pe zi nu știu cine face asta nici acum, știi, sau se, se stabileam, nu știu, șapte, opt întâlniri într-o zi. Nu, nu eu singur, dar eu și el asociatul meu. Și după aia am niște oameni pe care e mai angajasem acolo. Uh, chestia asta m-a ajutat în business și să cresc. Dar în același timp a fost într-un mod non-ideal din punctul meu de vedere. Eu cu mintea de acum uitându-mă, aș, aș, face un pic diferit, că m-aș întreba, ok, cum ești tu mai confortabil să faci asta? Ok, poate vrei să trimiți niște mail-uri înainte sau poate sun la niște oameni care te cunosc pentru început sau poate încerci să obții niște recomandări, să intre așa la ei sau știi? Niște moduri care, sigur, încă mi -ar fi, atunci mi-ar fi fost inconfortabile, dar nu chiar în halul ăsta. Și ar fi provocat dureri mai mici, știi? Acum, cu mintea de acum, eu sunt mai inclinat să, când mă gândesc la expunere, să mă uit către abordarea asta estică, știi? Mai... Hai, hai să mergem până unde poți tu să tolerezi în zona ta de confort, dar totuși să fie un stretch, să simți că împingi un pic, știi? Vreau să schimb puțin subiectul și vreau să vorbesc despre o, un topic pe care, despre care foarte mulți oameni uh, Caută. Productivitatea. Mm -hmm. Când poți să spui că ești productiv? Când faci mare parte din lucrurile pe care ți-ai propus să le faci. Hmm. Așa văd eu acum la prima auzire. Adică, fiindcă e clar că este o, este o chestie destul de subiectivă. Pentru că asta e, productivitatea. Până la urmă. Productivitatea e o, e o obsesie, e un obiectiv, e o, un, o, o metrică, e ce, ce e productivitatea. Că ne trezim dimineața și, ok, trebuie să fiu productiv și îmi notez totul, știi? Și de aici deja intervine și care sunt cele mai importante lucruri pe care să le faci, care sunt ce, al doilea. Secunda, adică care sunt după aia, uh, lucrurile secundare. Și să zicem că reușești să le faci doar pe cele secundare și nu reușești să le faci pe cele uh, principale. Știi, și atunci, oare mai te-ai simțit productiv? Ok, te -ai, că le-ai făcut, dar nu era cel mai important. Știi, adică pentru mine chestia asta de productivitatea. Știi, mișto Robi, că <laughs> problema asta, așa cum o pui tu, nu și o pun decât oamenii ca noi doi. Adică oamenii care își pun problema productivității și ok, care sunt lucrurile principale și care sunt secundare și câte mi-au ieșit și ok, câte mi-au ieșit sau nu e ok. Ăștia sunt deja oameni care sunt setați pe modelul de overachiever. Sunt oameni în lumea asta care nu și notează, nu și au notat în viața lor un task pe nimic. Mulți. Și sunt bine mersi. Adică nu sunt condamnabili. Pur și simplu ei funcționează altfel. Mintea lor funcționează altfel. Deci cumva eu, pe mine m-a preocupat, eu cumva am o, am o personalitate construită cu o, cu o predispoziție către a fi productiv. Deci am predispoziția asta, nu știu dacă e genetică sau e din primii ani de viață, dar e, există. Pe care am lucrat foarte mult, de foarte devreme. Am experiență, muncesc de la 17 ani și muncesc pe chestii greuțe. N-am început cu joburi de entry-level, ci cu a să un business să meargă. Și asta a pus o presiune pe mine, și eu am pus o presiune pe mine făcând asta, care m-a forțat să livrez. Adică, pur și simplu îmi dădeam seama că dacă nu mi-am dat seama că am nevoie să folosesc o formă de calendar sau de ceva, de agendă, pentru că altfel fiecare întâlnire pe care o ratam era un contract pe care nu-l luam și erau niște bani pe care nu aveam de unde să-i plătesc la sfârșitul lunii. Adică era aproape o problemă de supraviețuire, aproape. Uh, și atunci am fost nevoit să. Uh, Îmbunătățesc asta, schimburile mele de productivitate și de organizare. În același timp, cum am ales să mă uit la asta în ultimii ani, la productivitate, eu mă uit mai degrabă din alt unghi. Eu o văd ca, ca fiind capacitate de materializare. Capacitatea de a face lucruri să se întâmple. Și cred că e mult mai sănătos să mă, să mă uit așa pentru mine, în primul rând, dar cred că poate și pentru alții să mă uit așa la ea. Adică e capacitate, cât de capabil sunt eu. Să fac să se să, să, să materializeze, să le fac fizice, să le fac să se întâmple da? lucrurile, pe ca, lucrurile care îmi trec prin minte. Și cred că oamenii au capacități diferite de materializare, cred că poate fi îmbunătățită, clar, poți lucra cu asta, dar știm cu toții că există oameni care tot timpul zic, bă, aș face X, aș face Y, mă așa pucă și niciodată nu se întâmplă nimic. ok Și la un moment dat devine frustrant până și pentru ei. Și sunt oameni care zic vreau să fac asta și în două săptămâni sau în două luni o vezi întâmplându-se. Mai bine, mai rău, mai greu, poate, poate, nu, poate nu un deadline nu stabilit inițial, poate cu niște greutăți în plus. Păi asta da, se întâmplă, majoritatea, nu toate, dar se întâmplă. Ai o capacitate de materializare. Dacă vrei să ai capacitatea asta de materializare și în special dacă zona ta profesională îți cere asta, că sunt care cer asta mai mult și alte mai puțin, da? diferite contexte, atunci ai nevoie să spui problema de productivitate și de tooluri de productivitate și de cum poți să fac să se întâmple lucrurile mai bine. Și acum productivitatea asta cred că e împărțibilă, poate în zona de time management, task management și poate o zonă specială de managementul oamenilor. Depinde dacă ai job de project manager, de manager. De... Um. Acum nu știu care, care a fost care e întrebarea, adică legată de productivitate. Vrei să spun exact tool-uri sau că nu dau seama unde e da, Nu bați neaparat, cu asta. Nu e neapărat uh, o întrebare, ci pentru mine. Stau așa să mă gândesc de multe ori cum aș putea să fiu mai productiv. Da. Dar poate că întrebarea e greșită, adică ce înseamnă să fii mai productiv, să faci mai mult. Pentru că tu nu ai doar do, ai doar 24 de ore pe zi și nici nu poți să faci mai mult, știi? Ok, poți să delegi mai mult, poți să angajezi mai mulți oameni, poți să uh, lucrezi cu terțe persoane. Uh, cumva nici nu mai am chiar și partea asta de a lucra cu, cu tooluri de productivitate, de trello, whatever, Basecamp și așa mai departe. Cumva ajunge să. Uh, îmi găsesc un alt tool de productivitate ca să pot să managez tool de productivitate. Okay. Deci a, asta acum înțeleg ce zici. Asta mi se pare simplu de rezolvat uh, pentru că productivitatea din punctul ăsta de vedere, adică tehnic vorbind, productivitatea înseamnă să-ți atingi obiectivele. Ceea ce înseamnă că atâta timp cât tu ai niște indicatori de performanță, ai niște obiective foarte clare, definite, și se întâmplă, nu știu, la, până la sfârșitul săptămânii obțin asta, până la sfârșitul lunii asta, până la sfârșitul anului asta, și se întâmplă satisfăcător pentru tine, contează mai puțin ce tuluri de productivitate folosești. Deci dacă tu poți să dimineața să stai într-un picior și să cânți cu curigu și este suficient să faci asta și nu mai ai nevoie să folosești niciun calendar, niciun reminder, nici telefon și se întâmplă tot ce ți-ai propus, ești productiv. E ok, nu trebuie să schimbi nimic. Doar că noi, mare parte dintre oameni, la noi nu prea funcționează așa. Da? noi ne propunem ceva și vedem că dacă nu facem niște minime eforturi să ne punem o structură, să ne organizăm un pic, ajungem la sfârșitul săptămânii, lunii, anului și suntem dezamăgiți de noi. Și din punctul ăsta de vedere, toolurile, instrumentele și, să zic, modelele de productivitate, asta fac. Te asigură că nu o să fi dezamăgiți de tine te asigură, sunt un, un bridge cumva, un un, 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 plus spațiul dintre ce, ce îți pui în mintea ta că o să faci și ce o să vezi că s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii, știi? Și dacă nu, ne punem instrumente și structură și sunt oameni care au o rezistență cumva la organizare. Bă, dar nu vreau, mi se pare că ar trebui lucrurile să curgă. Nu vreau, mi se pare că e, mă, mă forțez dacă trebuie să pun reminder sau să stau să-mi bag cheltuielile în fiecare zi aici în aplicația asta sau să fac Excel pentru... Mi se pare că lucrurile ar trebui să vină mai natural. Ce le spun de obicei este, cum ai făcut până acum? Păi le-am lăsat să curgă, să zicem. Ok. Și au curs? Adică ești mulțumit? Păi nu chiar. E, nu vrei să încerci o altă variantă care poate nu o să curgă la fel, dar te poate ajuta să obții ce vrei să obții. Și în același timp există și cazul celălalt, ca să ne întoarcem la patternul ăsta de overachiever. Uh, real, realitatea este că la oamenii care sunt mai degrabă ca noi, unde, care, care, au investit deja suficient de mult în a fi productivi, în a fi organizați, în a pune structură în viață, în a ține sub control și uh, da, uh, a face predictibile rezultatele, ce am văzut eu, ce am realizat și e, și e și experiența mea personală, este că de la un punct încolo, asta începe să te încurce. Prea multă structură începe să te, să te încurce. Și atunci, pentru oamenii ca noi, mai degrabă, răspunsul este mai degrabă, hai să o lăsăm un pic mai... hai să o lăsăm să curgă. Știi? Hai să o mai lăsăm și să curgă. Adică hai să ne mai relaxăm un pic modul în care ne ținem de obiectivele și de KPI-urile astea și, surprinzător, în cele mai multe cazuri, asta ne face mai productivi. Adică vedem că, ne mai, ținând, ne mai încercând să ținem lucrurile atât de strâns în mână, ne trezim că rezultatele la sfârșitul săptămânii lunii anului sunt mai bune decât înainte când eram atât de încrâncenați. Știi? Și atunci, cumva, răspunsul, dacă vrem, un răspuns universal este indiferent pe ce, pe ce plan lucrez, că e cel de productivitate, că e cel de creativ versus analitic, știi, sau oricare, uite-te cum ai făcut lucrurile până acum, vezi dacă ești mulțumit de rezultat, dacă nu ești mulțumit, tu te un pic în partea altă. Indiferent care e. Deci pur și simplu, dacă ți-a mers, nu o schimba. Dacă n-a mers, deschide-te și încearcă niște lucruri, măcar pentru o perioadă și apoi poți să evalui și să te întorci oricând la varianta inițială, dacă are mai mult sens. Știi? Ca să fii productiv, trebuie să ai capacitatea Așa cum suntem noi, să, ne, să vorbim de câți oameni sunt ca și noi și o să ne asculte cumva o să se asemene cu mm. partea mm -hmm. asta. Uh, ne notăm aceste priorități, aceste lucruri pe care tăscule pe care trebuie să le facem. Ca să poți să le faci chestia asta, uh, ca să poți să faci chestia asta, cred că trebuie să ai un, uh, un echilibru interior, ca să poți să te uiți obiectiv la lucruri. Știi, să zici, ok, uh, am de făcut asta, asta, asta și asta până să ajung la rezultatul 1, 2, 3, 4, și 5. Dacă nu ai un echilibru interior, ca să ai capacitatea să te uiți, știi, să uh, te ridici deasupra proiectului și să poți să-l observi, nu poți să îți creezi pagina de luni, pui primul pas, ai, ai terminat task-ul, pagina de marți, pui al doilea task, pagina de miercuri, al treilea task știi? și pui step by step. Dar dacă tu ești cumva messed inside, nu ai capacitatea să, 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 observi totul. Și adică întrebarea că oare poți să fii productiv fără să ai un echilibru interior? Știi că e chestia cu echilibrul ăsta? Eu nu cred că țin de echilibrul ăsta interior. Adică sigur că e mai bine să-l ai decât să nu-l ai. Asta nu e niciun dubiu și nu e niciun dubiu legat de faptul că cu cât lucrezi mai mult cu tine, cu atât ești mai puțin messed up interior. Că toți suntem, hai să nu ne deci, toți suntem messed up. Că n-am avut, toți avem niște chestii care nu funcționează perfect la noi. Da? diferența este doar că unii dintre noi muncim să le rezolvăm și am făcut niște progrese acolo și alții muncesc mai puțin și au făcut deși mai puține progrese. Da? Și suntem la niveluri diferite. De altfel, eu m-am obișnuit să nu judec, să, să, să mă uit la oameni mai degrabă făcând o comparație între locul din care au plecat și unde sunt acum. Nu neapărat doar unde sunt acum. Că unii oameni au plecat de foarte de jos, au plecat de pe minus, level min, minus 500 și sunt la level 7. Și aia mi se pare că sunt mult mai de apreciat decât un om care a plecat de la 0 și acum e la 8. Înțelegi? Dar întorcându-ne la, 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 asta, cred că, cred că ține foarte mult de, nu de echilibru, ci de capacitatea noastră de a nu ne bulșitui pe noi, de a nu ne minți. Adică, cred că oamenii oamenii au o problemă reală dacă m-am uitat foarte mult la cum se produce în anii ăștia, cum se produce schimbarea la oameni. Orice schimbare, când vor schimba ceva în viața lor. De ce unii reușesc și alții nu? De ce alții nu schimbă niciodată? Ce produce schimbarea? Și sunt mai multe framework-uri și teorie aici, dar ce -am, ce am văzut eu este că primul layer, primul nivel pe care ai nevoie să-l atingi, să-l dai la o parte dacă vrei, în, în, în creștere, ca să poți să te schimbi, este nivelul ăsta de bullshit. Să poți să, să, vezi adevărul. Să te... Și când, când ți-l spune cineva să poți să-l auzi și să nu-l dismisuiești pur și simplu fiindcă te simți atacat, da? poate, poate simți inițial că un disconfort, dar după aceea să duci acasă să te gândești, bă, da, avea dreptate asta sau nu? Trebuie să-mi dau seama. E important pentru mine, lasă-l pe ăla. Nu mă interesează ăla. E important pentru mine. Da? Și de asemenea când te uiți, că de asta spunei tu, când te uiți, când îți pui uh, niște tascuri, ce fac mulți oameni, își pun niște tascuri uh, pentru mâine și se mint. În momentul în care le scriu acolo, ei se mint pe ei. Și își trec, deși, deși ei au o medie, dau un exemplu, au o medie de patru tascuri pe zi, ei reușesc să facă cam patru bucăți de chestii pe care își propun, ei pentru mâine își pun 12. Da? Momentul ăla în care ei probabil sunt stresați și supărați pe faptul că în ultimele zile n-au fost tocmai productivi și se apropie de la ăla și parcă aș vrea să fac mai mult și îmi doresc să-mi schimb job sau, da? Îmi doresc niște lucruri. Și zic, bă, nu, gata, de mâine, frate, fac de trei ori mai mult decât am făcut până acum. Dude, statistic și istoric nu se va întâmpla. Ok, că îți propui că în loc de trei poate să reușești să faci patru mâine, asta poate fi doable. Vedem. Dar în momentul în care tu spui 12 acolo, You are setting yourself up for failure. Deci, mâine, la sfârșitul zilei, vei fi dezamăgit și vei intra, vei intra în această spirală descendentă în care, următoarea zi, când te gândești să spui tascuri acolo, nici tu nu mai crezi că o să se întâmple. Da? Și din ce în ce mai mult se întâmplă asta, până când ajungi să-ți pierzi încrederea, în, în, să pierzi credibilitatea în fața ta. Deci, nici tu nu mai ai încredere când le zici. Bă, mâine sigur sunt, deci mâine vin la 8 și fac asta. Cam on! Și atunci primul layer pe care îl văd eu, pe care ai nevoie să l dai la o parte, este să îți asumi, că tot despre asumare, să-ți asumi adevărul despre tine. Adevărul despre mine este că nu sunt o, o, o tip organizată sau un tip organizat. Adevărul e că în ultima vreme cam stau și stau pe Facebook șapte ore pe zi, știi? ăla e adevărul. Asta nu înseamnă că în viitor voi fi la fel, dar înseamnă că ăsta este adevărul în prezent. Și până nu accepti asta, nu ai nicio șansă. Adică este e o luptă între ata cu tine, nici nu contează în ce job lucrezi sau cu ce oameni lucrezi, e despre tine. Și asta, asta se leagă cumva de echilibrul de care vorbei, pentru că e, e mai degrabă, ține de, de, de încredere, de, încrede, de self-esteem. Adică eu mă uit la mine, care cumva am o capacitate destul de mare de a nu mă minți. Adică nu, mă, nu prea mă mint pe mine. Rar mi se întâmplă să-mi dă să, -să băi, nebun, m-am păcălit singur cu ceva. De obicei nu se întâmplă. Și nu e neapărat plăcut, adică uneori adevărul pe care le aud despre eu despre mine, dor. Dar faptul că nu mă mint m-a ajutat să am așteptări foarte realiste și să știu unde sunt și, așa cum spuneai tu, uneori adevărul poate să sune ceva de genul Andrei, tu spui că o să faci tascul ăsta sau proiectul ăsta. Dar istoric vorbind, și eu chiar scriu asta, știi? Adică am proces de journaling în care scriu asta. Dar istoric vorbind, oricât de mult ți-ar plăcea ție să creezi asta acum, istoric, ultimele patru dăți când ai zis asta nu s-a întâmplat. Deci chiar dacă tu acum 100% că o să se întâmple, sunt șanse destul de mari să te minți. Acum, în momentul ăsta. Și când realizez asta și când mă uit la aceste facts, și nu pot să-l ignor. Brusc, capacitatea mea de a face aia nu crește. Dar îmi apar alte opțiuni. Fiindcă îmi dau seama, ok, dar eu totuși vreau să se întâmple. Ok, poate pot să deleg cuiva asta. Cuiva care știu că poate să fac asta. Și în momentul ăla mă duc și deleg. Și uh, în aceleași contexte, oameni care se mint pe ei, ce fac? Zic, a nu, sigur, deci acum o fac, mâine o fac. Ia patra oară, dar patra oară o să iasă. Știi? Și fundamental, noi suntem la fel. Avem aceeași capacitate de a face lucrurile ăla să se întâmple. Mică. Doar că la mine se va întâmpla. Fiindcă eu am acceptat asta și aleg o altă soluție. Să o deleg al cuiva, să o iau pe altă cale către același rezultat, să schimb ceva în detalii proiectului, știi? Cam, cam așa văd procesul ăsta. Ce înseamnă pentru tine podcastul tău? E un mod de a, de a scala impactul. Adică, pentru mine e foarte important să am impact și să ajut alți oameni mi-am dat seama, cum spuneam mai devreme, mi-am dat seama că poziția asta de change strategist e limitată din punct de vedere al timpului. N-am cum să lucrez cu toți oamenii cu care aș vrea să lucrez. N-am timp fizic să fac asta. E, sunt, sunt niște limite acolo. Destul de atent să nu intru în zona mea de spațiu de, de timp personal cu asta și țin niște limite. Dar în același timp îmi doresc să... că se leagă cu ce am, În același timp îmi doresc să am impact mai mare să ajut, să ajung la mai mulți oameni, știi? Și am găsit acest mod prin care eu aloc jumătate de oră sau o oră sau cât aloc pentru un episod din podcast și, și, informația ajunge la niște sute, niște mii de oameni acum. Ori eu unul la unul n-aș putea să transmit asta decât unui om sau hai, poate fac un workshop cu șapte oameni, știi? Și un mod de a scala, în primul rând, un mod de a scala impactul. Te și... Te-a da pe tine podcastul să poți să-ți calezi business-ul? Da, 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 da. Adică, știi, firea asta mea super pragmatică și analitică nu mă, nu mă lasă să mă apuc de lucruri fără să gândesc foarte bine strategic lucrurile înainte. Când am dat drumul la, când m-am apucat să fac coaching... M-am apucat, cum ți-am zis, că ok, într-un an, doi, vedem cum iese, e și mult mai repede decât mă așteptam, însă mi-am propus că ok, o să o las mai liberă acolo și o să vedem cum iese, mi-au sediu și vedem. Dar în același timp, următorul lucru pe care l-a făcut a fost un plan de marketing de 8 pagini, cu cum o să promovez chestia asta pe care o vreau să o fac, adică ok, ok, am încredere că o să iasă, Da, știi, cumpără și bilete la lot, adică <laughs> e chestia aia, fă și ceva. Și Uh, n-am apucat să execut decât vreo trei pagini din planul ăla de marketing, că din fericire a mers mai, mai repede decât speram și mă bucură asta. Dar la fel am procedat și cu podcastul. Uh, I-am dat drumul din motivele astea de scalare de impact și na, am încercat să pun cât mai puțină presiune, adică nu mi-am propus, ok, vreau să ating nu știu câte mii de oameni nu știu cât timp. N-am făcut asta, dar în același timp nici n-am lăsat-o la voia întâmplării. Și atunci am corelat-o, am legat-o cu planul de marketing pe care îl aveam în partea de business de coaching. Da? Și da, sunt clienți care, cu care am început să lucrez care au început ca ascultători ai podcast. Eu m-am descoperit în podcast, au ascultat o perioadă mai lungă, în general, câteva luni și într-o zi am primit un mail că ar avea și ei nevoie de ajutor și m-am bucurat super mult să-i ajut și e foarte mișto că oamenii ăștia mă, mă cunosc deja. Adică e, podcasturile fac chestia, să știu, știi asta, dar e, îți dau nivelul ăsta de intimacy, de intimitate, cumva oamenii care te ascultă au senzația că e reală de multe ori, că te cunosc bine, că au stat cu vocea ta în căști, știi, episoade sau ore întregi și în general mă conectez mult mai bine și mult mai repede cu oamenii ăștia la o primă întâlnire și reușim să construim chestii mai, mai repede decât cu clienți care vin fără să, să fie, să fie ascultat podcast știi? știi că la un moment dat pe uh, focus, pod, pe podcast focus grupul nostru de Facebook am dat am întrebat ca ce așteptări ai de la podcast pentru anul care vine și fiecare a avut un răspuns, dar cumva răspunsul tău mi s-a părut destul de interesant și... Ai spus ca să-ți spună cinci oameni că podcastul le schimbă viața. Da. De ce ai ales numărul ăsta? Poate a fost un număr random. Și doi, crezi că prin podcastul tău tu poți să schimbi viața oamenilor? Cred că oamenii își pot schimba viața lor cu informații din podcastul meu. Și de altfel asta este valabilă și pentru lucru 1 la 1 pe care îl fac eu încerc să nu mă gândesc la ideea asta că eu pot să schimb, că am eu puterea să schimb viața unui om, știi? Poate și fiindcă vine cu o încărcătură foarte mare de responsabilitate, știi? Realist vorbind, oamenii care ajung să lucreze cu mine și dacă extind asta și oamenii care aleg să-mi asculte podcastul, poate mă, într-o măsură mai mică, dar se aplică în continuare, sunt oameni care vor să schimbe niște lucruri la ei. Ei vor să schimbe. Ei au ajuns la concluzia că le-ar plăcea să fie un pic diferiți. Sau viața lor să fie un pic diferită. Și rolul meu este de a crea un context favorabil acestei schimbări. Adică și asta aici cred că e un pic, m-am curcat un pic percepția asta pe care o are coaching în România. De aia la un moment dat am ales să, să spun că sunt change strategist, deși 60% din ce fac e coaching, e un mix între coaching, poate niște intervenții strategice și poate un pic de consultanță, e un proces propriu, dar am ales să fac asta pentru că mi-am dat seama că uh, unul dintre motive, că există valența asta a, coachingului care nu prea îmi place. Sunt văzuți ca fiind, sunt, văzut ca fiind experți și le și place să se poziționeze ca fiind experți. Ori coachingul fundamental nu e despre asta, nu e despre hai că-ți explic eu cum se face. Uh, una dintre premizele de la care pleci în coaching este că clientul este expert în viața lui, nu tu. Tu poți să ai expertiză pe procese de schimbare, pe framework pe experiența cu alți clienți care au fost în situații similare. Uh, poți să-i pui oglindă în fața clientului și să-i zici ce auzi și să-l ajuți cu asta. Uh, ai mai multe avantaje, însă nu tu produci schimbarea direct. Tu, un parteneriat cu clientul, Clientul în parteneriat cu tine generează această schimbare. Și uh, ca să mă întorc la întrebarea ta, da, cred că informațiile și modul în care se pune problema în, în podcastul meu în, în Zero Plus uh, are, are puterea de a ajuta oameni să se schimbe, dacă oamenii vor să se schimbe, în direcția în care oamenii vor să se schimbe. Adică nu, nu forțăm babie să treacă strada. ok? Da. Uh, asistăm oameni care vor să se schimbe deja. Um, îmi place foarte mult că am ajuns la subiectul de expunere despre productivitate și chiar și chestia asta de a folosi podcastul ca și un element de a ajunge la cât mai mulți oameni pentru că ți-ai dat seama că poți să-ți scalezi așa uh, proiectul ăsta, businessul ăsta. De ce crezi? Și cumva asta, într-un fel ai răspuns, dar ideea asta de life coach mm -hmm. cumva ai văzut cred că și la nivel internațional da, da, da uh, ca un scam da, fix de asta, că vine unul și spune ție cum să -ți trăiești viața eu cred că asta e problema fundamentală adică cum, știi, spun și de unde vine la nivel internațional cel puțin vine din faptul că partea asta ideea de cuvântul de fapt, de coach și coaching este împrumutat din zona de sport și în zona de sport, cam ăla rolul. Vine unul și îți explică ce să faci ca să faci performanță, știi? E, doar că el, termenul e împrumutat, însă ce se întâmplă în mod real în industria, de, în, în meseria asta de coach, să zic, e foarte diferit. Adică orice formare de coaching pe care o faci, mai ales astea acreditate de ICF, de International Coaching Federation, uh, îi uh, forțează, constrâng, dar într-un mod pozitiv pe, pe cei care practică coaching-ul, să, din contră, să nu încer să, să nu împingă către client părerile lor despre viață și cum ar trebui să se facă. Adică, ideea e să fii cât mai neutru și nu l duci tu pe client unde, unde crezi tu că ar fi bine pentru client și unde e tu chef să l duci pe client. Îl ajuți să meargă uh, unde el, unde crede el că vrea să meargă și unde este lui bine. Sigur că îi dai și feedback. Dacă vine și spune niște chestii care pentru tine par total neverosimile, poți să-i spui, dude, din experiența mea și din ce am mai văzut eu, pare că efortul tău nu e foarte corelat cu ce rezultate te aștepți să obții. Nu știu, tu cum simți asta? Oare ai putea să-ți niște feedback din jur să vezi dacă e într-adevăr așa sau poate că din contră greșesc eu? Știi? Adică, poți să faci niște lucruri de genul ăsta. Dar de principiu, E, ești destul de non-directiv în relație. Adică, nu te, nu e o, este o poziție mai degrabă de egalitate, nu de superioritate, în care coachi undeva pe un piedestal și îți explică el ție, știi? Din contră, și pentru mine e. Um, clienții mei, mulți, majoritatea, aș zice, uh, sunt pe poziții foarte înalte în zonele lor profesionale. Adică, sunt oameni care fac performanță în tot felul de industrie la care eu nu mă pricep la industrie și la jobul lor, adică n-aș putea să le, să le spun cum să-și facă jobul, dar pot să le cu atât mai puțin viața personală. Dar pot să le reflect niște lucruri pe care le aud, să le să le să le dau niște frame-uri, niște informații cu care să schimbe niște chestii. Și am experiența asta de văzut niște sute, cred că aproape mii de oameni schimbându-se. Și când vezi atât de mulți oameni încep să vezi pattern-uri. Să vezi că sunt oameni care seamănă și că uh, sunt moduri în care e, e mai probabil să se întâmple schimbarea și moduri în care s-ar putea să nu, știi? Și cam asta. Adică, dar cred că de aici vine uh, eticheta, uh, problema pe care eticheta asta de life coaching special o are și na, eu lucrând în, în special pe zona asta personală nu mi-am dorit eticheta asta. Că nu e ce fac eu, știi? Dacă deci ar fi ca oamenii să te găsească pe internet în afară de să scrie pe Google Andrei Roșca unde se mai găsesc? Pe Roșca.ro, Acolo e site-ul meu unde am, cred că, cel mai update informații și link către rețele sociale și așa. Uh, și în mod cert, uh, cel mai util ar fi să-mi uh, caute podcastul și Zero Plus se numește. Îl găsesc pe toate platformele mari, de principiu pe SoundCloud sunt, dar îl găsești și prin alte părți. Și ce recomandă e să se aboneze. Eu am pe site-ul meu un newsletter pe care, pe care, și anunț podcastul, dar unde, unde, mai nou pun și transcript, că varianta text a podcastului este doar în newsletterul meu uh, și știu că unii oameni preferă să consume și așa uh, podcastul și în același timp uh, tot ce mai organizez eu uh, în special în București, dar nu numai workshop-uri, training-uri, am o parte dintre ele sunt gratuite doar pentru abonații newsletter, nu le anunț nici pe Facebook, nici nicăieri uh, și atunci cred că cel mai bun mod ar fi să se aboneze la newsletter da, și mai sunt pe celelalte rețele sociale. Da, asta îi zice. AndreiRușca.ro e locul. Și uh, în Cluj o să vii să faci workshop-uri? Îmi doresc să fac asta de ceva timp. În Cluj și în Iași. Uh -huh. Și e în plan uh, pentru anul ăsta. Încă nu am ceva fixat, bătut în cuie. Am destul de mulți oameni uh, abonați uh, la podcastul meu, la newsletter-ul meu din Cluj. Cred că am câteva, cel puțin câteva sute de oameni. Și aș fi foarte interesat să interacționez live cu ei într-un context și, și mă tot gândesc la asta. Um, deci, da, dar încă nu știu exact cum și când. Înainte să închei, um, vreau să te provoc, să-i provoci pe ascultătorii episodului ăstuia. Mm -hmm. Să-i provoc? Da. Cu un cu, gând. Cu un gând. o întrebare, cu orice vrei tu. Să rămână la sfârșitul acestui episod, care, clar, a fost un episod foarte fain. Cel puțin eu m-am simțit ca și la o. Uh, parcă a fost o oră de coaching, dar așa. Orică, nu a fost direct despre mine, dar luând, așa, general subiectele, a am putut să-mi iau ideile pe care pot să mi le pun în practică. Dar uh, oamenii care au ascultat, la sfârșit să rămână cu o idee, cu o provocare. Mai, mul, mai mult decât da. o idee, cu o provocare. Fie o întrebare, fie un gând, fie o poveste, orice ai. Um, există un, o idee care. Mi se pare că ajută foarte mulți oameni. E un mini-exercițiu, dacă vrei. Și e așa. Scrie pe foaie ceva ce îți dorești să se întâmple în viața ta, personală, profesională, și nu, nu s-a întâmplat încă, sau nu ți-a ieșit încă, nu ai reușit să o faci. Da? Și îți dorești în continuare. Și apoi scrie pe foaie de ce nu s-a întâmplat. Care crezi tu că e motivul? De exemplu, aș vrea să am businessul meu, dar nu pot să fac asta pentru că am un copil de crescut. Sau nu pot să fac asta pentru că am nevoie de stabilitate. Sau aș vrea să mă apuc de un hobby sau de un proiect, dar nu sunt suficient de conștiincios ca să fac asta. Sau n-am timp. Da? Orice. Da? cumva ce dorești să se întâmple, ce ți dori să se întâmple și uh, motivația pentru care crezi că nu se întâmplă. E și ideea este așa. Uh, o să o zic în engleză, uh, cum e originalul. Uh, what's keeping you from getting what you want is the story you are telling yourself about why you can't have it. În română, ce te ține din a obține ceea ce vrei? este povestea pe care ți-o spui despre de ce nu poți obții chestia aia. Cu alte cuvinte pe, ca să iau exemplele de care vorbeam, uh, când, când îți spui mi-aș dori foarte mult să încep proiectul ăsta, dar n-am timp, da? Ce spui de fapt e, povestea pe care ți-o spui este n-am timp. Ok, noi plecând de la premiza că băi, chiar n-am timp, uite, nu soare în zi, da? E challenge-ul, provocarea, este să te întrebi, mă, dar dacă asta ar fi o poveste, dacă n-ar fi chiar real, știu că pare real, dar dacă n-ar fi chiar real și dacă faptul că eu îmi spun că n-am timp e fix chestia care mă ține, faptul că îmi spun că n-am timp, nu faptul că n-am timp, faptul că îmi tot repet în cap povestea asta, băi, eu n-am timp, n-am timp, n-am timp, n-am timp, da? dacă asta e ceea ce te ține pe loc. Și în general, exercițiul ăsta făcut pe foaie, nu în cap, că e important, în cap reușim să rezolvăm mult mai puține lucruri în capul nostru decât credem. Da? de ajută scrisul pe foaie. De ce mai multe ori exercițiul ăsta deblochează oamenii? Pentru că dacă ne facem acest exercițiu și atât pentru 3 minute de a ne uita la scuza pe care o avem ca și cum ar fi o poveste, putem să ne punem întrebări de genul, bă, dar n-am timp, ce înseamnă că n-am timp? Am timp, dar aleg să-l pun 12 ore pe zi în locul de muncă, nu? De fapt, nu e că n-am timp, e o poveste că n-am timp, am timp, dar am ales să-l folosesc altfel. Și în momentul ăla îți dai bă, dar trebuie să fac asta. Că dacă mi-aș lua un alt job de 8 ore pe zi și brusc aș avea timp și n-ar trebui nici să renunț la stabilitatea unui job, știi? Că te deblochează așa. Cu asta i-aș lăsa, cu exercițiul ăsta. Oameni buni, ați ascultat episodul pe ziua de azi și ați auzit provocarea de la sfârșit. Așa că vă provoc să vă luați foaia și pixul și faceți acest exercițiu. Și Andrei, îți mulțumesc! că la mulțumesc!

și trimite episodul ăsta spunându-i că, bă, uite-te, acolo există o provocare și există niște lecții pe care poți să le asculți și pe care poți să le pui în practică în viața ta. După aia, după ce au ascultat, discutați despre episod să vedeți dacă a fost bun sau nu, de voi depinde. Vă mulțumesc frumos!